Bună ziua și bun găsit la emisiunea Oameni Faini la Brașov. Sunt Cristi Florea, iar astăzi vom rămâne tot în zona administrativă. În acest sens, l-am invitat în studio pe domnul primar Cătălin Alexandru Perșoiu. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Unul dintre cei mai tineri primari din județul Brașov, primar în comuna Poiana Mărului, o comună foarte frumoasă, dragă mie, și o comună care s-a dezvoltat destul de mult în ultima perioadă, ținând cont și de populația pe care o are și bugetul aferent fiecărui an. Da, domnule Persoiu, sunteți cel mai unul dintre cei mai tineri primari. Am fost poate la momentul în La care. momentul respectiv, că acum nu mai, poate vin alții din urmă, dar Da, trebuie. s-ar putea să rămâneți tot cel mai tânăr. Cu cât ați ieșit în urmă cu 4 ani? Ce procent ați avut? Peste 80%. Deci un primar care a ieșit cu peste 80%. 88, ceva de genul. 88? Din județ cred că ești singurul care Nu a știu, avut. n-am stat să. Dacă ai avut. Nu știu să mai fi avut cineva un procent așa de mare. Deci nu au fost contracandidați sau cum? Au fost, da. Atât s-a putut, atât s-a putut. Probabil oamenii din localitate au Te-au apreciat preferat. munca noastră din mandatul trecut și s-a văzut la vot. Da. Ce ai realizat în comună în ultimii 4 ani? Da. Foarte mult am pus accentul pe Infrastructură? infrastructură, pe apă, canal, rețeaua de apă existentă la Canalizare, momentul da. în care am ajuns la primărie. Deci aducțiune de apă, cum ar veni. Am necesitat o serie de reparații, da, e De bun de întreținere. spus, da. Ideea e că la momentul ăsta avem o apă potabilă în localitate și este și suficientă În pentru toată locațiile care localitatea? avem, da. În zona Poiana Mărului, știți, e o zonă. În regie proprie, o aveți apa sau de la compania apa? Nu, e administrată de primărie. Deci administrată de primărie. Asta e un lucru bun, că Suntem în nu curs dați bani. de, da, procedură de. Avem și rețeaua de canalizare finalizată în proporție de 98%, 99%. Adică, practic, Formează, acoperiți acum da, toată comuna? Foarte formează tare. recepția și ulterior o să avem un serviciu de apă canal funcțional pentru zona de sat, ca să spun așa, pentru că Poiana Mărului este o localitate cu caracter risipit, undeva la 40% din populație locuiește jos în vatra satului, restul Asta, locuiesc pe dealuri. chiar asta voiam să spun, cum merge cu partea asta de canalizare pe dealuri? Nu, noi am abordat Partea de jos, o de prima sat. etapă, da, partea Pentru că ar de fi, sat. părerea mea, ar fi foarte complicat ca să urcați pe fiecare deal, să trageți canalizare la fiecare cetățean în Sunt parte, e destul de complicat. 110 km de drumuri comunale care deservesc locuințele de pe Și dealuri. costisitor ar fi. Și da, vom vedea în viitor Da, ce dar va ei fi au în alte comuna avantaje. Mărului. Sunt singuri, frumos acolo, liniștiți, aer curat. E cel mai frumos, E cel mai frumos, nu-i deranjează nimeni. Ce populație are Poiana Mărului? 3.300 de locuitori. Efectiv, locuiesc 3.000 de locuitori în Poiana Mărului la momentul ăsta. Restul mai sunt plecați la Populația cum domiciliu, este? dar sunt plecați. Îmbătrânită? Sunt tineri în localitate, Sunt tineri? Se destul de mută? mulți Se mută copii. tineri? Rămân, în general, tinerii. Cei din generație în generație Da. tot rămân acolo, aleg să locuiască tot în Poiana Mărului. Da. Adică nu este trendul care se vede în alte localități Dar rurale. sunteți mai tradiționaliști, Oarecum. așa, mai Da. conservatori acolo. Da, nu știu. Poate și specificul localității. Acum Cu ce oamenii. se ocupă populația acolo? Asta vreau să spun că mai ales tinerii se îndreaptă către turism și probabil că și asta îi face să rămână sau să se întoarcă în localitate, să-și construiască pentru case pentru ei sau. De unde să mai ofere camere, probabil, spre închiriat și Exact, turiștilor? Adică mai fac un ban în plus, pe lângă partea de agricultură, de creșterea animalelor și așa mai departe. da. Da, practic se îmbină.
agricultura, creșterea animalelor cu turismul. E un fel, un agroturism. Da, un agroturism frumos, sănătos. Și încercăm să-l menținem așa, să nu se... Aveți multe pensiuni pe raza comunei? Sunt undeva la 40 de spații de cazare, mai mari, mai mici. Și... Localitatea e în dezvoltare și... Dar cum stați cu capitolul, la capitolul sănătate? Nu știu, aveți medic acolo? Avem doi medici de familie, avem un stomatolog. A, deci chiar vin acolo? Avem, da. Și lunar, medic stomatolog? Da. Lunar este o clinică, vine să recolteze analize. Noi avem bugetat pentru anul ăsta, urmează să autorizăm renovarea fostului dispensar comunal. Care... A, deci primăria practic le oferă spațiul? La momentul ăsta noi avem, sunt spațiile oferite către dânsii, dar o să începem anul acesta și construcția unui nou dispensar care va fi la alte standarde, mult mai ușor accesibil. Și unde vor fi medici de familie, farmacie... Și medicii sunt permanent sau și au anumite zile când... Sunt 3 zile pe săptămână. Ok. Au, nu știu, v-ați gândit poate la un moment dat să aveți un medic acolo permanent, să-i oferiți, nu știu, un loc de cazare, adică niște facilități? Da. Încât să-l aveți permanent, să asigurați o permanență? Încredirea viitorului dispensar comunal va fi un apartament, o locuință de serviciu. A, foarte bine. Momentan nu este cazul, dar în viitor nu vom vedea. Sperăm să... Deci cabinet stomatologic aveți? Da. Bine, pentru o comună cu 3.000 de persoane e destul de bine. Da. În general, medicii fug de la țară. Da, este o problemă. Da, e o problemă pentru că nu resursa umană... Cu educația, cum stați? Școli, reabilitate... Cele mai bune școli din județ, mai ales din mediul rural, ca și rezultate. An de an, elevii noștri participă la rezultate bune. Știu că mai scriem despre Poiana Bărului, da. Așa este. Și școlile sunt bine puse la punct. Avem 3 corpuri de școală, o grădiniță. Investim permanent în ele. Acum avem, de exemplu, 2 proiecte pe CNI. Renovăm un corp de școală și grădinița. Vrem să facem cu program prelungit. Am accesat pe PNRR dotări pentru școli. Da, acoperă grădinița, acoperă nevoile din localitate? Acoperă, nu? Ca și număr de copii, da. Deci vă încadrați acolo. Față de acum 30 de ani, de exemplu, au scăzut numărul de copii. Categoric. Nu este ce era, da. Dar poate se întorc vremea. Capacitatea, nu știu, mă vedea. Capacitatea acoperă necesarul. Ei, dacă o să aveți canalizare, apă, adopțiune, tot, cabinete, o să fie totul la standarde europene, de ce nu? Da, asta ne dorim acum. Nu să ușor. Și cât mai mult, să-și dezvolte o afacere, ceva. E nevoie de timp pentru toate astea. Nu le putem, nu se pot face în 4 aveți ani, și firme sau... și companii de rază. Avem Sergiana. Sergiana, da, care aduce la bugetul local bani. Cu care ne mândrim, deși au pornit de la Poiana Mărului și duc numele localității. Mult mai departe. Da. Da, o parte bună. Pe zona de sport, de tineret? Da, aici... Întotdeauna mi-a plăcut să mă implic. Am avut și o echipă de fotbal, activam în Liga 5-a, momentan nu mai este. Dar am făcut un teren de sport în centrul localității, un teren multifuncțional, tot pe fonduri europene și avem un plan să achiziționăm un teren unde vrem să dezvoltăm o bază sportivă pentru tineri, clar. Da. Deci, oarecum o tradiție cu fotbal în localitate și... Să înțeleg că vă axați foarte mult și pe fonduri europene. Adică să accesați acum cât este momentul... Asta e șansa, cât vor mai fi. Da, cât vor fi, noastră, să atrageți cât mai multe fonduri și să dezvoltați comuna. Noi avem un buget foarte mic, foarte mic. Fără... Abia reușesc, cred că, să acoperiți salariile. Fără... Nici măcar. Da, nici măcar.
fără accesarea de fonduri, nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm. Da. De la județ primiți ceva? Păi se primesc banii, na, cotele anuale sunt buni. Și cât este? Da. Proiecte de viitor? Proiecte avem multe. Lucrăm la proiecte de 2-3 ani de zile, lucrăm la proiectele astea pe Anghel Salini, PNRR, de exemplu... Deci proiecte cu finanțare guvernamentală, dar și proiecte cu finanțare europeană. AFM, de exemplu, am implementat iluminatul public în localitate. Avem unul dintre cele mai moderne sisteme de iluminat public. Pe bază solară, eoliană? Nu, dar sunt niște lămpi moderne, dotate cu senzori de mișcare, cu radare. A, care monitorizează doar când sunt persoane în zonă. Da, monitorizează traficul și funcție de... În momentul în care nu mai e trafic pe strada respectivă, își reduc intensitatea ca să nu se consume. Facem o economie importantă. Și ce, cât a fost proiectul ăsta? Ce... 600.000 de lei. 100 și ceva de mii de euro. Toată comuna? Toată localitatea. Toată localitatea. Da. Alte proiecte pentru viitor? Avem asfaltări. Acum am depus pe AFIR, mi s-a aprobat proiectul 1 milion de euro pentru asfaltări. Pe Anghel Salini, la fel, 2 străzi din localitate, undeva la 4 km, se modernizează cu finanțare de la Anghel Salini. Avem mai multe. Pe PNRR, pista de bicicletă, avem de 5 km la care lucrăm. Cred că ar prinde la pista de bicicletă. Da. Este o zonă foarte frumoasă. O zonă frumoasă, sunt turiști. Da. Și chiar ar fi indicat personal, am observat când am venit acolo în Poiana Mărului, că ar fi rentabilă o pistă de biciclete. Practic, că cei care se cazează acolo să aibă și pe unde să se miște, să nu meargă pe carosabil. Da, sunt drumurile de pământ, de pietruite, de pe dealuri, pe care te poți plimba, dar este necesară și o pistă de bicicletă care să fie doar pentru așa ceva, cu lucruri de odihnă, de relaxare. E un proiect fain și... Dar eu știu că... Să prindă foarte mult. Și la localnici și la turiști. Inclusiv primarul este pasionat de două roți. Da, de sporturi, în general. Doar că în ultimii ani n-am funcția... Nu prea ți-a dat voie să mai practici și... Știu că îți place motocicleta... Motocicleta, cu fotbalul. A, deci la fotbal te implici. Da, ce frumos. Da, am văzut și un film de prezentare frumos cu Poiana Mărului, care a scos în evidență destul de lucruri bune, să zic așa. Cine l-a realizat? Am lucrat cu niște prieteni, ca să spun așa, niște colaboratori. Dar ne-am implicat noi. Foarte și v-ați gândit, adică bănesc că textul, ideile tot au pornit de la voi. Da, am colaborat și cu dânsii, dar practic noi știm ce valori avem acolo și ce ar fi bine să promovăm. Ținem foarte mult la tradiții. Cred că în momentul în care ne-am pierdut tradiția, și este într-adevăr o comună care are, pe zona asta turistică, are un potențial fantastic. Adică puteți să vă dezvoltați foarte mult în zona asta. Ne ajută și relieful. Da? Ideea e cu cât mai aduceți proiecte noi, mai faceți ceva, adică efectiv turistul să nu se plictisească, cum discutam mai devreme. Sunt piste de biciclete, mai găsiți altceva, nu știu. Să fie ceva, niște atracții acolo. Da, și asta, dar încercăm să păstrăm și zona cât mai liniștită. Eu mă uitam la, de exemplu, la greci. Cât de bine știu să-și promoveze țara. Chiar dacă un sătul din ăla, să spun, pescăresc, care nu spune mai nimic, imediat ți-au prezentat o piatră în care spune că aici a stat Aristotel, a stat Platon,
a mâncat, a scris nu știu ce, adică există tot timpul o poveste la orice. Și cred că de asta am avea și noi nevoie în România, că parcă nu știm să ne promovăm destul. Nu-i cazul la Poiana Mărului, că nu, nici Poiana Mărului, da, nu-i Cabranu, de exemplu, unde e cea mai vizitată localitate din România. Dar și la Bran, te-ai dus până la castel și s-a oprit totul. Adică, nu știu, astea ar trebui dezvoltate armonios sau incluse poate niște obiective de discutat la nivel județean, în care să fie și Branul și Poiana Mărului și Zărneștiu și multe altele. Cred că ar trebui să fie o strategie exact, de dezvoltare comună, pe zona turistică. Zona, da. Da, pe să fie o strategie discutată la nivel de județ în care și în funcție de fiecare ce face. Branul, de exemplu, ar putea să fie băgat în aceeași categorie cu Poiana Mărului. Și mai sunt Moieciu, Fundata, da, adică da. Sunt zonele astea foarte faine care chiar aduc turiști. Dar ar trebui ceva la comun gândit. Nu știu, poate mai mare județul ar trebui să se implice, să vă pună la aceeași masă pe toți primarii din zonă și să discutați ceva de, uite, chiar o pistă de biciclete care să lege toată zona asta. Exact. Să fie Bran, Moieciu... Cum sunt în vest. Da, da, exact. Adică chiar un proiect, din ce știu eu, la nivel de județ, o pistă de biciclete care, practic, străbată o mare parte din județ. Acum, nu știu în ce stadiu este. Eu sper să începem anul ăsta noi, pe noastră. Și... Da, da, da. Ursul mai vine la Poiana Mărului? Vine, dar nu avem probleme mari. Sunt, unde mai sunt stâne. Nu mănâncă mult. Sunt sătui acum. Unde mai sunt stâne, da, mai atacă, mai, sunt, mai atacă, dar nu sunt probleme cum vedem prin alte părți, unde intră în gospodării sau... A, deci nu au atacat oameni în... La momentan... Oarecum... E un echilibru. Este, da, un echilibru între oameni și animale. Exact. Dar numărul lor se simte că a crescut și crește mult și să sperăm că... Apropo, ce găsește turistul care vine la Poiana Mărului? Ce vrea el în general când vine acolo? Ce îi place cel mai mult? Liniște. Liniște, nu? Da. Deci Poiana Mărului e cunoscută... Plimbările, natură... Liniște. Da. Sunt oferă de acolo, cei de acolo oferă și, nu știu, o plimbare cu... Trăsura, cu sania iarna, da, de exemplu. Da? Deci se oferă. Da. Deci au turiști ce să găsească la Poiana Mărului. Și te-ai pregătit pentru un nou mandat? Păi pregătit sunt. Că contracandidați? Sunt? Sunt și contracandidați, da. Și un procent la alegeri, dacă a fost 88%, acum 90%? Îl spun. Obiectivul pe, care? 90%? Îl spun pe 10%. Nu-mi place să dau pronosticuri și îmi place să fac treaba și odată la 4 ani să fim evaluați, cum e și normal să fim, și dacă avem notă de trecere, mergem mai departe. Dacă nu... Dacă va fi un procent de 90%, nu știu cât sunt prin țară care să obțin. Da, nu știu. Dar sunt șanse. Eu nu știu, poate știți mai multe, nu știu. Da. Mulțumesc tare mult, Cătălin Peșoiu, pentru prezentarea comunei în mare, câteva proiecte și... Da, timpul e scurt. Timpul e scurt, exact. Proiecte sunt multe, dar... Proiecte sunt multe, cred că ar trebui să stăm câteva ore să discutăm. Exact, să le prezentăm pe fiecare. Deci a fost Cătălin Peșoiu, primarul comunei Poiana Mărului, un tânăr care a obținut 88% la ultimele alegeri. Probabil că sunt șanse acum să scoată 90%. Sunt Cristi Florea, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să urmăriți Transilvania 365. Vă mulțumesc!